Ia. Știi de ce se vede pe mersul tău, Jador? Eu. Pentru că mereu te întorci așa să o cauți cu privirea. Da. Am observat azi dimineață. Da. Bă, joapă ca pe tine, fetele. Sorry, guys, dar asta e. Fetilor, aveți că... Vreți să ziceți că are niște mișcări involuntare din subconștient? Da! Exactamente. Da, chiar așa e. Din câte am văzut, când o luat înspre ieșire, s-o dus mai încet. Dar când o luat-o către casa voastră acum, o grăbi pasul. Ai văzut? Ai văzut? Bun observator. Ce băieți și-o dat seama? Hai să zic și eu acum. Da, Dorică. Livian s-a îmbrăcat azi cu altă bluză nou-nouță ca să impresioneze pe Denisa. Îți dai seama. Și cu Bianca lângă. Iar și-a luat bluza nou-nouță, așa? Nu se vadă. În primul rând, nu bluză nouă-nouță. Mulțumesc, mulțumesc. Ai auzit ce-o de Denisa? Nu. Păi pui aia pe... Am auzit-o foarte bine. Să nu se vadă, o ascunzi. Să nu vadă? Au, tu. Fotografia. Să nu se vadă că chicotești. Pune la ochi. Jador a spus că Livian s-a îmbrăcat pentru mine astăzi. Eu nu consider chestia asta. Mereu a purtat tabloul Biancăi cu el. Ioi. Ține-ți-l jos! Hai, vreau ca, 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 vreau ca. Dați cadru pe, dați cadru pe, pe Denisa. Dați cadru pe Denisa. Și lumea când stă mâine. Gata. Da. Păi, Denisa, dacă îți place un băiat, nu... Nu mă oprește nimic dacă îmi place un băiat. Până acum nu îmi place nimeni. Vreau să vă cunosc pe toți. Dacă mi-ar place, nu m-ar împiedica nimic. Situația. Nu vorbesc. Sincer, nu o să mă bag într-un cuplu. Asta e clar. Livia, deci nu o să se bage. Dacă se despart, doamne. Cred că i s-a făcut ochii gri când ai spus treaba asta. Chiar fără... I s-a făcut ochii gri când ai zis asta. Fără să deranjezi și fără să tai aripile niciunei fete. Stați puțin că eu știu ceva. E greu să schimbi orientarea asta așa cât te fac iubită. Foarte greu, imposibil. Cum? Dar niciodată nu m-aș băga în cuplu. Eu știu ceva, Denisa. Și niciodată n-aș accepta să se bage cineva în cuplu. Nu. Dar ce? Eu așa am tras puțin cu urechea și am auzit că se pare foarte interesant și îl simpatizez foarte mult pe Kevin. Da. Eu am auzit altceva. Ce? Ce ai auzit? Zici imaginea. Altceva am auzit. Ce? Kevin, pune-l în cuplu. Nu te aud, nu te aud. Dea. Dar uite eu. Ce? Ce, Livian? Și eu am spus de Denisa că este o fată foarte ok. Băi, și că aș vrea să o cunosc puțin mai mult. Pentru că am vrut că foarte puțin cu ea. Că eu cred că Denisa îi place, asta am transmis. Da. Asta e părerea mea. Nu, pe cine? Da. Nu? Pe Livian? Eu așa am dedus, da. Eu vreau să cunosc toți băieții. N-am zis că îmi place de ceva. Crezi că și de tine îi place? Dar de unde ți-ai dat seama? Hai mă, nu mai băga atâta bită roată. Ce ai zis, Elo? Elo. Elo, ca și cum ce ai zis, fă? Da. Exact. Da, chiar nasol. Hai, că nu vorbesc așa, tu știi. Urât. Bogdan, adică tu îi spui la iubita ta că umblă cu alții pe afară. Dar ce sunt fazele astea, mă? Îi spui în halul ăsta că umblă cu alții pe afară, că te înșeală, că ea este o femeie, adică tu dai de înțeles că ea este un fel de femeie care acceptă așa avansurile oricărui băiat și tu te iei de mine. Hei, Marius, dai-te noi ce faci. Aseară ai fost la hotel cu ea. Deci chiar nu pot să înțeleg. Bogdane, oprește glumele. Bogdan, că te-ai văzut în afară cu ea? Fac și eu. Ea. Nu cu ea. Bogdane, ai grijă la glume, că eu cu ea. Hai, mă, tăcesc că zic ceva important. Eu cu ea. Taci. Ești? A, ce zis, Bogdan? Că am vrut eu cu ea vreodată. Iubita ta se supără foarte rău și în ultimul timp nu știu că ai vrea să ieși din relația asta sufocantă pentru că te înșeală. Și ți se pare că te înșeală în timp ce tu pleci la cântare? Asta ai zis? Ia o sfată. Iar începeți. Iar începe. Nu, dar chiar cauți ceartă, Jador. Oprește-te, ieși și treacă. Iar nu înțeleg, Bogdan. Jador, vezi că iară. Da, și n-am înțeles. Îți proaste, da? Nu m-am văzut cu niciun Jador. Nu, el, asta e așa, că dacă el nu știe de glumă și de limitele unor glume, hai că începe și tata Bogdan, că tata bandit și mai rău de vreo 10 ori decât Jador. Ok, hai. Jador. Așa vrea să crede, da. Jador. Deci asta nu-i plechie, asta e ură. Ce-ai spus că tu... Ai fi vrut-o pe ea să-ți fii mama copilor? Ai fi vrut să-ți fii mama la mama copilor, dar ți-e frică să nu fii întreținut relații sexuale cu un prieten de-al tău? Și de asta? Și la asta, numai la asta te gândești că tu ar fi îndrăgostit de ea până peste cap și când o vezi slăbiciunea ta cea mai mare, dar de fapt nu poți să treci peste chestia asta, că te gândești în capul tău în continuu, băi, dacă a avut treabă cu ăla. Da, e cazul, ți-a dat-o. Am drepturi.
Păi, băiatule, n-ai timp de adevărat nimic. Dar nu e adevărat nimic. Da, Bogdan are temperatura 38. Nu ai venit cu din astea proastă. Măi, băiatule, n-ai temperatură, măi. Iancu, spune-i să înceteze cu asta și pe bune. Vezi că apare aia. Păi bagă frate, pe fratele lui. Dar tu de unde ești că la ei se referă? Dar la ei se referă. O zis de un prieten de-a mea, nu o zis de nimic. Yeah. Nu mai schimba că aia ploiești. O zis de prieten. Da, dar la el se referea. Băi, la el se referă despre ce vorbim aici, eu știi foarte bine. De prieten. Despre cine? Vine cu aberația. Despre Iancu? Despre Culiță. Da, da. A mai fost o fată aici implicată cu, mă rog, și n-a mai fost atâta tam-tam. Așa că opriți-vă cu... Cine? Bă, cine? Nu contează. Mi-e dor, mi-e dor de privirea ta. Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor de ea. Deschid ochii și optez. Cu altul te-mbrățișez. J-ador când se simte amenințat sau când simte că este adevărul la iveală, începi să cânti ca să își toți de nici. Ce-ai zis, Bogdan? Nu băgăm urtul în casă unul altul. Păi taci atunci. Hai, stai ce ai vrea. Da, este adevărat ce a zis Bogdan. Asta faceți, da. Și da, este adevărat. Da, e adevărat ce, a? Exact, să știți. Ce a zis Jador nu este adevărat. Nu este adevărat. Este o concluzie pe care o tras-o el, dar nu i-a zis niciodată așa ceva. A, lasă, Bogdan, acum. Nu, dacă ți-am zis urât. Bine, nu mi-a zis. Dacă și ție ți-o zic fapt. Foarte urât, foarte urât. Așa priți în viața la prima oară când văd așa ceva. Ia ca așa, da. Mie mi-ar fi rușine. Rușine mi-ar fi. Nu, că nu-i frumos. Așa fac cu un dușman, cu un prieten. Da. De ce Livia nu face așa cu... cu Bogdan și Livian nu fa o poate ei nu s-a așa de apropiat. Nu s-a așa de apropiat. Crede-mă că da, am trei săptămâni. Nu își are cap. Da. Nu își permite asta înseamnă. Asta no, nu își permite că nu au petrecut atâta timp. Da, da, că nu s-a apropiat. Că i-au trecut prin multe. Nu, sunt diferiți, oameni sunt diferiți. Pentru că, de ce tu nu te... Nu știu. Îi lași așa să facă. Băi, dar ea e foarte supărată pe mine în orice material. Ea nu în orice, când face conexiunea ei. Când mă vede... Ai uitat de la ceva certa avut? Deci că e de la câine, de mări. Drama Queen. E la da. Și când nu-i supărată, în momentele în care aleargă după tine. Știi? În momentele când nu-i camera pornită. Da. Adică sau când nu-i focalizat, nu, nu când, când nu-i focalizată treaba. Și când uită să iasă de aici și fuge după tine, vă batiți, atunci râde. Adică ce vrei să spui Livian, că face de televizor? Mă, nu știu ce face sau poate face pentru el. În momentele alea să-l înduple ce pe el. Da. Vezi că aici numai... Rău, adică e rău. E dur așa cu mine, nu știu cum zic. Nu știu ce are. Știi ce are? Dar tu, până la urmă, crezi că face din adins chestiile astea sau? Așa bă, e sensibilă, extrem de sensibilă. Din chestiile pe care le știu, nu m-a iubit. Sau... A fost așa, o plăcere față de mine, la fel cum a fost și la Paula. Dar nu. Și la Paula chiar nu înțeleg, la ea mai înțeleg, am mai ieșit pe afară cu ea, dar la Paula nu înțeleg deloc. Băi, adevărat, bine. Adevărat. Tu vezi ce vorbesc acum? Nu dau niciun nume, te-ai văzut cu fostul tău iubit. Tu mi-ai povestit, fii sincer în fața lui Dumnezeu. Da, m-am văzut la okay. Cafea să lămurim niște chestii. Ok, te-ai văzut. Așa. Tu dacă mă iubeai pe mine așa cum susține, dar nu te-am imediat nu te vedeai cu fostul tău iubit. Păi tu erai mușcat pe gât și tu făceai alte faze, deja doar oprește-te. Nu eram împreună cu tine și nu ți-am zis niciodată. Bun. Mai zi o dată. Nu mai ți-am zis niciodată că îmi doresc o relație cu tine. Mai zi o dată. Nu am zis niciodată că îmi doresc o relație cu tine. Ok. Bine. Vrei să aduc acum telefonul? Acum, când înainte să te cunosc, voiam, nu, normal. Ba, după și ce Bogdan voia înainte să te cunosc. După ce m-ai cunoscut, după ce ne-am văzut, după tot. Vorbeam cu toții, frate. Uite ce cum așa îl bagă de fapt. Și-am avut o relație cu ea, bă, minciun. Băi, Jador, tu poți... Pasta ta de dinte numește minciun? Poți să fii odată în viața asumat. Vreau și eu pasta aia. Ce? Poți să fii odată în viața asumat. Sunt, dar tu poți? Eu? Da. Dar la ce nu s-a asumat? La ce te referi tu că nu s-a asumat? Ce ai zis? La ce te referi? Nu, eu vorbesc cu Andreea. Nu cu ela. Poți să fii și toată asumat, să spui lucrurile pe nume, să spui adevărul. Că fața asta susține altceva, exact. Tu altceva. Exact, dar, acum zic. Lumea ce să creadă publicul? Pe tine sau pe ea? Exact, hai să zic. Adevărul. Nici pe mine, nici pe ea, adevărul. Adevărul. Păi adevărul, dar care e adevărul? Ce spunem noi. Diferite, fraților, încercați să vă facem. Da, aveți povești diferite, nu mai știu. Ascultă-mă, ascultă-mă. Ascultă-mă, ascultați-mă un pic. Ligi, te rog, ascultă-mă. Aici, în casă. A venit X, Y, Z, A, B, C, D, I, A, ce vreți voi. În fine. Toată lumea, bă, dar îndrăgostită până peste cap. Bă, deci atâta iubire într-un alt timp.
cum o cheamă? Talida a plâns în două zile de... Da, hai să-l rezolvăm la ele. Ce n-a făcut el? Consider că... A ieșit afară din casă, lăsați-mă să văd povestea. Vorbim de el acum, lasă Talida, lasă Paula. A ieșit afară din casă, nimic, nu mi-a mai dat un mesaj. Cine? Talida. Da, vorbește concret pe situația cu Ela. Ok, pe situația cu Ela. Mamă, da-ți-a! Ela a ieșit din casă. Mariana! Nu m-ai zbirat. Și m-am întâlnit cu tine, nu? Mare, mare iubire, s-a întâlnit cu fostul ei iubit. Alo, m-am ieșit din casă, m-am văzut cu tine în afară, aia, bla, bla, bla. Dar ce-ați făcut voi tot? S-a oprit totul, s-a oprit totul și m-am văzut cu fostul meu și am lămurit niște chestii, da? Așa că noi nu aveam atunci, eram foarte certați. Ai lămurit niște chestii? Gura, gura. Păi Ela, dacă tu ai lămurit chestiile... Gata, nu mă fă... Aș vrea și eu să lămuresc chestiile astfel cu fostele mele, sincer. Super, oricum le-ai lămurit. Tu ești oricum cu... Care fostele tale? Sutele sau miile? Sau alea care le dă noapte? Că nu mai înțeleg. Alea de noapte, nu? Ce cu care? Că nu mai înțeleg. J-ador. Păi nu mai aberea tati. Ce de noapte? J-ador. Păi nu legat. Lasă-mă să spun ceva. Ție îți plac genul de femei obsedate ca și Mariana? Adică dacă tu le refuzi, dacă tu le refuzi pe femei și le spui că nu vrei să ai nicio relație cu el, tu vrei să continue să... Tu ești obsedat. Să fie tot după tine, să te bage în seamă și tu să le refuzi. Hai să zic ceva, Andreea. Dar oricum l-o băgam mult. Știi care e faza? Eu cred că până și Mariana minte. Bine. Atunci, dacă n-ai încredere nimeni, cum zice așa? Până și Mariana minte. Știi ce mi-a spus Mariana când am venit în casă? Ce? A venit în casă și a zis... Îmi place de tine, nu știu ce. Dar tu de ce nu mă împingi? De ce nu mă alungi de aici? De ce nu te comporți urât? De ce este asta, Mariana? Nu, am zis, de ce nu mă cuprinzi? Nu. Ai zis, de ce nu mă împingi? De ce nu te comporți urât cu mine? Împinge-mă, alungă-mă. De ce este asta? Când? Când am intrat în casă, prima zi sau a doua zi. Da, J-ador, hai să... Când ai venit în această insulie... J-ador, hai să ne limităm la tine și la Ela. Lasă, exclud-o pe Mariana. Hai să ne limităm la voi doi. Fata asta, fata asta a văzut toată România. Mariana! Mariana, a văzut toată România că... Păi m-a întrebat ce am spus de ce? Hai de capul! Oprește-te! Știe că o să lovesc dacă o să... Ai umilit-o sau ai spus adevărul, nu știu, voi știți. Atras de tine, indirect, plângea pe aici. Tu ce vrei să facă mai mult o femeie? Asta dar eu nu-mi doresc de la o femeie cât atât cât eu o consideră falsă în iubirea ei. Tu consideră, înțeles? În fața TV-ului consider falsă. Eu o consideră... De cine te ferești? Poate i-a plăcut de mine, nu contest. Dar acum vine întrebarea cealaltă. Dacă tu ai considerat că a fost falsă, că are pe altcineva, că a vrut să facă de TV, de ce mai continua să te vezi cu ea, să-i scrii mesaje și să o omăgești? Pe mine mi-a plăcut. Taci, Mariana! Ela, mie mi-a plăcut. Nu-l apăr că-l înțeleg, nu numai așa. Tata, tata! Scoteți un pic afară să vă vorbim cu o mătă. Ela, mie mi-a plăcut foarte mult. Așa, zi. Ți-a plăcut. Cum să zic, a fost foarte ok. Până în momentul în care am auzit, bă, niște chestii nașpa. Iar încep cu chestiile. Bine, J-ador. J-ador. Bine, J-ador. J-ador, hai să-ți dau. Hai să... Ce ai aflat tu? Taci! Ce ai aflat tu? J-ador! Care știi? Ce obositor e în casă. J-ador, ce ai aflat tu? Să zicem că ai aflat acum o lună. Până acum o lună tu te-ai comportat frumos, exemplar, i-ai dat speranțe sau... Ai eu cu el anul. Normal, a ieșit din casă... După el, dacă el nu i-ar când a ieșit din casă, ne-am văzut... Deja o să-l mai întrebăm. Când a ieșit din casă, adică n-a fost mare chestie, nu... Nu. E, dacă tu nu ești sincer cu tine... J-ador. N-a fost mare. Poate tu, poate a băut ceva și nu știu. Poate nu mai ții minte. Adică, nu știu. Da? Bine, eu știu că ați avut mai mult. Dar tu ai zis, J-ador. Adică, chiar tu ai zis că dacă vrea să socială. Zic ceva. Nu, adică, exact, au fost sentimente, momente frumoase. Nu mă ascult cu nimic. Cu ei. Ea mi-a zis că ați petrecut timp, că ați vorbit. V-ați întâlnit inclusiv înainte, după ce a fost eliminat și a cerut eliminarea. Și atunci v-ați întâlnit. Dar și el a zis cu ea, frate, dacă n-ai sentimente, pentru că din plictisială. Dar mi-a plăcut foarte mult fata asta. Păi vezi, păi așa, i-asuma, asta zic, i-asuma. Ea a greșit foarte mult față de mine. Nu, tu n-ai greșit nimic. Nu, să zic niciodată, pentru că am respect față de persoana. Tu ești un afemeiat și tot eu să fiu aia. Băi, tot tu te și lasă-mă în pace, drum bun și canări bătută. Nu-ți place de mine, tu te, ceau. Oricum ești, ceau. Nu mă zic de trecut. Dar tu cum ai vrea să fie o femeie, J-ador? Nu zic eu. Să stai vreo 5 ani după tine să-ți demonstrezi. Auzi, Ela, ce zice Ricardo? Că are experiență în emisiunea asta.
Așa. Ce încearcă să facă? Zi-mă, fii sincer. Nu, am zis, nu, am zis că te face să spui unele lucruri dacă mai continuă cu chestia asta. Vezi? Ela, adică, așa că încetează. Adică el, știe, el vrea să zic că el știe ceva. Ricardo, să spună tot, numai atât aburească aici. Tu nu știi situația, ceau. Oh. Auzit? Nu te băga, ai venit azi. Ai zis că nu știi situația. Te rog, lasă-mă să vorbesc cu el, că deja aia berează. Mă, m-am referit la situație, m-am referit la situația, ce ați vorbit situația acum. Situația mă implică pe mine și pe el. Păi eu am vorbit exact ce ați vorbit Ela. Voi acum, strig la chestia asta. Păi nu-ți da părere acum, că nu-i cazul. Ela! Despre ce au auzit? Ascult, ce ați vorbit acum. De urechea. Nu ai auzit și ador că eu zis, te rog, spune Ricardo. Eligia părerea lui Ricardo. Știi ce îmi doream? Îmi doresc, îmi doresc o femeie pe care să o văd un înger în fața mea și să nu nu pot să-i reproșez nimic vreodată și să mă pun să-i pun jador, în fiecare seară. Jador, nu poți să ceri fără să oferi. Jador, tu, inclusiv cu Simina, tu ai lăsat-o aici și ai plecat și i-ai susținut că o iubești. Și n-ai venit nici măcar dar n-am lăsat-o aici și am plecat, am fost eliminat. Eliminat, dar n-ai venit odată să o vezi, femeia da, care a fost greșeala mea. Probleme acasă și de-aia nu a avut timp. Am înțeles, bun, a fost bun, a fost cu Simina. Ela, în fiecare zi arăta că ține la el. Dar nu se compară da. Situația mea știu, lui. Știu, tocmai de aia, nu știu compară. Ce ai avut tu cu Simina, exact. Nu mă e vorba de o iubire exact. Dedicată 100% și o iubire... Am înțeles, dar tu, nu iubire, dacă, nu, plăcere. Dacă nu-ți plăcea de ea și nu vrei nimic cu ea, tu trebuia să-ți plăcut cui... foarte mult pe ea, am susținut, măi, cum să zici că nu mi-a plăcut? Ne învârtim așa în cod, în jur cozii, nu are rost. Succes! Dumnezeu să-ți ajute, să-ți dea îngerul păzitor. Eu știu ce zic, Jador, că mergi și să mergi și să te gândești, să fii sincer cu tine. Adică să mergi acasă, să meditezi, bă, prima dată să fii sincer cu tine și atunci o să fie ok. Băi, femeie, tu nu înțelegi că eu am zis că mi-a plăcut foarte mult fata asta. Dar atunci de ce în emisiune o umiliai, foarte dacă mult ți-a plăcut mult de și ea? Și nu mai vreau să fiu cu ea sau nu vreau să fiu cu ea. Ea, când a venit aici, a declarat în exclusivitate că îi place de tine și vrea să te cunoască și vrea și un cuplu cu tine. De ce nu?